cuvintează sufletele care s-au predat pe Ție, Doamne, și vor să Te mărturisească în această zi, în apa botezului. Doamne, cercetează adunarea întreagă. Amin. Pentru prieteni ne rugăm, Doamne Dumnezeule, să-i cercetezi cuvântul pentru mântuire. Iar pentru biserica Ta, Doamne, cercetează-ne pe toți pentru sfințirea noastră. Mulțumim pentru că vei da putere cuvântului. Mulțumim pentru că prin Duhul Sfânt ne vei însoți. Al Tău nume să rămână glorificat, înălțat și binecuvântat. Acum și în veci de veci. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Doresc în această dimineață să vă spun un bun venit în casa lui Dumnezeu tuturor celor care ați venit cu ocazia acestei zile frumoase care Domnul ne-a dat-o și care ne bucurăm prin harul Lui că suntem în viață, suntem aici, suntem într-un loc special în casa lui Dumnezeu și ne bucurăm pentru această zi frumoasă, o zi care este a Domnului și vrem tot ce se va face și ce se face când este ziua Domnului să fie pentru gloria și slava numelui Său. De aceea, pentru toți cei care ați venit în această dimineață, vă spun un bun venit și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. În cadrul serviciului de astăzi, ne bucurăm pentru acest eveniment deosebit, în care avem botezul nou testamental, în care 6 suflete s-au hotărât să-și predea viața în mâna Domnului. Ne bucurăm pentru și mulțumim fraților de la Biserica Speranța, care sunt cu noi și mulțumim pentru dorința dânșilor de a fi cu noi și avea acest botez împreună. Dorim ca cele două biserici, Dumnezeu să le binecuvinteze. E bucurie la noi aici, am înțeles că la gară e nuntă. Iată că deja bisericii locale sunt binecuvântate cu bucurie. Sigur, acolo este un legământ vremelnic, aici este un legământ veșnic. Cred din toată inima că este cel mai important eveniment din viața unui om. Dacă nu te-ai însurat, nu-i problemă. Dacă n-ai o familie, nu e o problemă. Dacă n-ai o școală, nu e o problemă. Dar dacă un om pe acest pământ nu a încheiat legământ, așa cum fac cele 6 suflete, a trăit degeaba și este un om pierdut pentru totdeauna. De aceea, cred că este o zi deosebită pentru ei, o zi deosebită pentru familiile lor, o zi deosebită pentru bisericii locale, dar mai ales, Biblia ne spune că dacă un suflet se întoarce la Domnul, cerul se bucură. Împreună cu noi, bucuria pământească este împletită cu bucuria cerească. De aceea dorim, din toată inima, ca această bucurie să fie cu adevărat deplină. Mulțumesc din toată inima pentru cei care ați fost invitați și care ați venit cu noi. Mulțumesc pentru cei care vor sluji în cântare. Mulțumesc fraților de la Glimboca care sunt cu noi. Le spunem un bun venit și dorim ca Domnul să-i binecuvinteze. Alături de dânsii ne bucurăm de fratele Nicu Binar, împreună cu frații din Ardeal. De asemenea, le spunem un bun venit și dorim ca Domnul să-i umple de putere în slujire. Am vrea să avem o dimineață binecuvântată și o după-masă binecuvântată, în care dorim din toată inima, toată gloria și slava să fie a lui Dumnezeu. Aș vrea acum fratele Nicu Vinar, împreună cu frații, să aibă o cântare spre lauda Domnului în continuare și Domnul să fie slăvit. Mare, mare bucurie ziua de astăzi și cerul se bucură pentru un suflet. Aici avem 6 suflete. Vă dați seama ce bucurie în cer. Ne bucurăm să fim în dimineața aceasta împreună cu dumneavoastră și cântările care le vom cânta sunt cunoscute. Am dorit să lăudăm împreună pe Domnul. Amin. Tot ce am din mâna
vedea în ziua de astăzi aici, oficiindu-se în locul acesta, avem cuvântul Scripturii, după modelul Domnului Iisus Hristos. Și o să citim cuvântul lui Dumnezeu și vă invit să-L respectăm, ridicându-ne în picioare și ascultând ce spune cuvântul Domnului și ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos, Cel care este calea pentru fiecare dintre noi oamenii. Evanghelia după Matei, capitolul 3, versetul 13, în continuare. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat Iisus, a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Amin. Amin. Plecăm capetele înaintea Domnului și cerem binecuvântarea Lui peste cuvântul, peste inimile noastre, peste întreaga lucrare și în rugăciune de cerere înaintea Domnului să ne conducă fratele păstorului Iulian. Vreau să-ți mulțumesc că încă ai putere să mântuiești. Te rog, Doamne Dumnezeule, pentru că cuvântul Tău înseamnă putere și viață. Te rog, Doamne, să-L faci lucrător și cu putere în mintea și în inimile celor care ascultă. Te rog să îmbraci cu putere pe fiecare dintre cei care vor vorbi din cuvântul Tău. Și mai ales, Doamne, să învelești în puterea Ta pe fiecare dintre cei șase. Încurajează, Doamne Dumnezeule, și în această zi a bucuriei, dă-le bucuria mântuirii. Amin. Rămâi pe mai departe cu noi și îți mulțumim. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Ne bucurăm în această dimineață să avem ca vestitori ai Cuvântului Dumnezeu pe frații păstori care sunt înaintea dumneavoastră și mă bucur și pentru fratele Iulian care este împreună cu noi. Le spun tuturor un bun venit în această dimineață și Domnul să-i binecuvinteze. Alături de mine și fratele Iosif este fratele Sandi, care ne cunoaștem. Am lucrat împreună de 25 de ani și am avut harul să fim 4 ani la seminar, colegi de cameră. La bine și la greu am fost împreună. Ne bucurăm că putem să ducem lucrarea împreună. Îi spun dânsului un bun venit alături de fratele Costor Miai și fratele Dan Naghi. Ne bucurăm pentru frații alături de noi care sunt și mulțumesc pentru invitația și răspunsul pe care dânsii l-au dat pozitiv și sunt cu noi. Dumnezeu să-i umple de putere. Să-L dea din plin cuvânt pentru sufletul nostru și deși timpul este mereu problema noastră, dorim mesajele să fie mesaje binecuvântate din partea Domnului. Ascultăm fanfara, laudăm pe Domnul cu cântare și după aceea ascultăm un mesaj din partea lui Dumnezeu prin fratele Dan Naghi. Domnul să îl binecuvinteze. Thank you.
Decizie. Și probabil ne întrebăm în momentele acestea ce este botezul adulților, pentru că noi trăim într-un context când majoritatea se botează când sunt mici, când sunt copii. De ce baptiștii botează adulții? Înainte de a intra în scurt, așa, pentru că am un cuvânt scurt, pentru că sunt atâția păstori care vor mai vorbi, ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți. Amin. Pe lângă cei pomeniți, este și un tânăr care a terminat seminarul acum, Dani Vasilon. Duminică va avea o nuntă la Petri, la biserica unde slujesc. L-am văzut de dimineață, nu știu dacă este prezent acum, dar să ne rugăm pentru el ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin. Și mă bucur că un tânăr din Oțelul a întâlnit o fată din Petrila și duminică vor avea nuntă și fratele Iosif și fratele Petrică Găină și astăzi vor fi la acea nuntă. Deci nu numai la gare este nuntă, trăim un context când se organizează nunți. Slavă lui Dumnezeu! Deci oamenii se mai botează și oamenii se mai căsătoresc. Slavă Domnului că încă este o rămășiță care păstrează credința adevărată și nu avem din aceia care avem alte orientări. Domnul să aibă milă de fiecare în parte. Pe lângă cei pomeniți, mai sunt și alții. În primul rând, avem astăzi din Statele Unite, este împreună cu noi profesorul Nat Thomas, împreună cu Silvia, doresc ca Domnul să-i binecuvinteze împreună cu familia, sora Silvia. Amândoi mi-au fost profesori și sunt onorat. Au fost și la Petrila. Dacă sunt aici, îi chem acum să vină din nou la Petrila, să gândească cum mai stau în România. Apoi Estera Stancu, sora Estera Stancu în America. Avem din Canada pe fratele Micșa, Simion, nu se binecuvinteze. Cred că vreo 50 de ani ați condus fanfara la Rimboca. Sau la 50 de ani ați plecat în Canada, că nu mai știu. Nu, la 50 de ani, Domnul să vă binecuvinteze, sunteți în Uisor acum, nu? Slavă Domnului, Domnul să vă binecuvinteze. Adi Hulda din Suedia, cunatul meu, Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Și fratele Franz în Austria, am văzut acolo în spate și mai sunt și alții. N-am acum timp pe toți, dar vă îmbrățișez și ne vă îmbrățișăm pe toți și vă mulțumim că ați venit aici. Sunt și rutenii, sunt atâția care sunt în locul acesta. De ce ne botezăm adulți, noi baptiști, de ce promovăm botezul adulților? Și probabil vă veți întreba de ce baptiștii poartă denumirea de baptiști, de ce ne numim altfel? Tocmai pentru că noi, ca și cult, promovăm și încurajăm această practică. Și vă gândiți, dar de unde baptiștii au născocit ei așa în contextul ortodox, în contextul catolic, că majoritatea botează copiii mici? De ce noi baptiștii, așa mai răsăriți, botezăm adulții? De ce? Și așa întrebarea aceasta să ne frământe, să ne preocupe în următoarele momente. Și mă rog ca Duhul Sfânt să ne dea liniște și pace, până nu luăm o decizie în privința aceasta. Știți, s-a întâmplat ceva. Iată textul care a fost citit. Observăm pe Domnul Iisus Hristos, care la vârsta de 30 de ani, adult, în Israel erai adult, matur, așa cum în România ești la 18 ani, așa în Israel, la vârsta aceasta, ești adult, matur deja, a luat această decizie de a veni la verișorul său Ioan și a zis, lasă-mă să fiu botezat. Și Ioan încerca să-l oprească. Și a zis, nu, nu, eu am trebuință. Și Domnul Iisus îi spune, lasă Ioane să împlinim
tot ce trebuie împlinit. Dragi și surori, dacă Domnul Iisus Hristos, da, este întemeietorul nostru, este Cel care îl purtăm pe fruntea noastră, numărul nostru este 777, dacă n-ați știut, uitați-vă în Apocalipsa, urmăm acest număr și numărul acesta este al Domnului nostru Iisus Hristos, slavă Lui. Noi suntem urmașii Lui. Dacă El s-a botezat adult, oare de ce nu am promovat mai mult această practică? Ce s-a întâmplat în istorie? La anul 325, vă reamintesc că până la 325, până la Constantin cel Mare, biserica creștină a botezat adulții. Toate mărturile arheologice în Efes, am fost acolo împreună cu frații americani și am văzut și ghidul ne-a arătat, fiecare biserică în arheologie, în pietrele acestea, avea un loc unde se numea baptisterii. Și noi am întrebat, împreună cu colegii mei care au fost atunci, ce-i cu locul ăsta? Și ghidul, care era ortodox, a spus așa, toate bisericile de aici au locul acesta, care se numește baptisteriu. Adică, cu alte cuvinte, în perioada aceea, majoritatea creștinilor se botezau adulți. Ce s-a întâmplat la 325? Pe tron a apărut Constantin cel Mare, care a convocat întreaga clasă religioasă și i-a adunat la palat, a mutat și capitala la Constantinopol, de aceea și denumirea de Constantinopol, de după el, el s-a numit Constantin și de aceea a pus numele de Constantinopol. Și acolo la palat a cerut liderilor religioși, mergeți în imperiu, în tot imperiu unde vedeți bărbați și femei, pe toți luați și botezați, pentru că i-am hotărât, în urma vedeniei, în urma ceea ce Dumnezeu mi-a arătat, să-i botez pe toți și să încreștinez acest imperiu. Și dintr-un imperiu păgân, peste noapte, a devenit imperiu creștin. Și se spune că au plecat și au creștinat în masă și toți erau obligați, așa era ca și o lege dată de împărat să fie botezați adulții. Și au venit liderii religioși, au venit la palat și Constantin i-a întrebat, da, cum ați ascultat, i-ați botezat pe toți? Da. Și episcopul de Hippo a zis așa, împărat i-a botezat pe toți, au rămas doar copiii care să se nască, urmeze să se nască din pântece. Am botezat adultul, gravida, dar au rămas copiii care trebuiau să se nască, pe aceea ne-am botezat. Și atunci împăratul a dat acea poruncă și a zis așa, botezați copiii. Și de la momentul acela s-a perpetuat această practică și bisericile tradiționale de la momentul acela practică ceea ce a dat acest împărat, Constantin cel Mare, ca și ordin, ca și poruncă. De aceea ne rugăm în dimineața aceasta ca Dumnezeu să ne întoarcă, să ne readucă la cuvântul lui Dumnezeu. Înainte de Constantin cel Mare a fost Domnul Iisus Hristos. Da? Nu prea știm multe de Constantin cel Mare, nu o prea cunoaștem, n-am fost învățați, mai ales noi în România, despre Constantin cel Mare, nu prea știm atâtea. Dar despre Iisus Hristos citim. Iisus Hristos a botezat adult. Doamne, dă-ne înțelepciune în privința aceasta. Amin. Și dacă stăm în cumpănă, ajută-ne să luăm o decizie astăzi. Românii împlinesc cuvântul pe jumătate. Adică cred. De 2000 de ani credem. Și atunci când intru în dialog cu unul care vine dintr-o biserică tradițională, încearcă să-mi zică, da, cred. De 2000 de ani suntem credincioși, veniți voi acum cu învățături de nu știu unde. E pe jumătate practica religioasă. În acel tot, Domnul Iisus Hristos a spus, lasă Ioane să credem și să împlinim tot ce trebuie împlinit. Știți de ce? Pentru că Matei capitolul 28, versetul 19, observați, vă rog, porunca nu împăratului Constantin, ci porunca Domnului Iisus Hristos. Matei 28, 19 spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Și aș vrea să ne gândim la acest text, dacă se poate afișa, ca să îl vedem cu toții, 28, 19. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i
în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ce este botezul adulților? Este o poruncă ce trebuie ascultată. Ferice de tine dacă asculți. Iată, aceștia din fața noastră au ascultat de porunca Marelui Împărat, aceluia care merită toată gloria, toată cinstea. Iisus Hristos este numele Lui, slăvit să fie El. O poruncă ce trebuie ascultată. De aceea nu lăsa anii aceia ai bătrâneții gândindu-te, a, cândva la bătrânețe mă voi pocăi. Nu! Astăzi e momentul. Este o poruncă ce trebuie ascultată. Apoi, Cuvântul Dumnezeu mai prezintă ca și o practică ce trebuie mărturisită. Vezi, aceștia sunt gata de botez, dar nu o fac undeva ascuns. Am fi putut închide ușile și aia fi botezat așa, pe ascuns. Nu! Practica asta trebuie mărturisită. Adică în văzul tuturor, tot să vadă, da, cei văzuți și cei nevăzuți. Pentru că există o lume nevăzută, unde Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, Îngerii Dumnezeu mărturisesc adevărata cale. Și toți înaintașii noștri, numărul mare de credincioși care au împlinit această poruncă, slavă Lui Dumnezeu pentru faptul că și noi am luat această decizie. Și nu numai porunca ce trebuie ascultată, nu numai practica ce trebuie mărturisită, să știți, este o pildă ce trebuie urmată în al treilea rând. O pildă ce trebuie urmată. Adică un exemplu. Eu fac ceea ce fac pentru ca și tu să faci ce fac eu. Asta este logica creștinismului. Apostolul Pavel spune, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele Domnului Iisus Hristos. Adică ceea ce fac ei azi, nu e doar pentru ei, e pentru noi, cei care nu am împlinit Scriptura. De aceea Domnul să dea înțelepciune. Mă opresc aici și doresc ca Domnul să binecuvinteze cei care au luat această hotărâre, pe noi ca și ascultători înțelepți și nu uituci, să fim în aceia care alegem ce este bine pentru vremurile acestea. Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Mulțumim pentru mesajul din această dimineață. În continuare, ascultăm o cântare de familia Bucescu. După aceea, fratele pastor Mihai ne va duce un mesaj din partea lui Dumnezeu și frații vor avea o cântare după aceea. Domnul să fie slăvit. Amin. Mi-aș da de dor, Iisuse, să-l
pace și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Binecuvântat să fie numele Domnului, în numele căruia ne-am închinat, ne-am adunat și vrem să ascultăm glasul și mesajul și în ziua de astăzi. Am să vă citesc doar două versete din Cartea Apocalipsa, capitolul 7, versetul 13 și versetul 14 și ele spun așa. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde vin? Doamne, i-am răspuns eu, Tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din ecazul cel mare și ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele Mielului. Amin. Sunt bucuros în această zi să fiu împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc fratele Nicu pentru invitație. Mă bucur pentru toți cei care sunteți aici și mă rog Domnului ca Domnul să vă binecuvinteze. În mod special mă bucur pentru cei care sunt îmbrăcați în haine albe, pentru că peste încă 3 zile fac 24 de ani de când m-am botezat. Îmi reamintesc cu drag emoțiile pe care le-am avut în ziua botezului și mă gândesc că după ce m-am botezat, simțeam că plutesc și parcă nu mai trăiesc pe pământul acesta. Probabil că și eu să aibă senzația asta, dar mă rog Domnului ca Domnul să binecuvinteze viața lor, decizia lor și viața lor de astăzi înainte să fie o mărturie pentru cei din jur. Dacă am înțeles că botezul este de fapt o poruncă, o pildă și dacă este și o practică, întrebarea care vine în dimineața aceasta din Cuvântul lui Dumnezeu, prin bătrânul din Apocalipsa, oare cine sunt ei? Poate veți spune în dimineața aceasta ei vor deveni baptiști. Da, este adevărat. Cine sunt ei? Am câteva răspunsuri pe care vreau să vi le aduc în dimineața aceasta din Cuvântul lui Dumnezeu și m-aș bucura tare mult să putem profita de faptul că avem și videoproiector să citim din Cuvântul lui Dumnezeu. Apocalipsa 7 cu versetul 14 spune: ei sunt cei ce și-au spălat hainele în sângele Mielului. Sunt baptiști, dar ei sunt cei care și-au spălat hainele în sângele Mielului. În Vechiul Testament, în Cartea Numeri, capitolul 8 cu versetul 21, Aron, slujitorul lui Dumnezeu, era cel care pretindea ca cei care vin la templu, la casa lui Dumnezeu, sunt cei care și-au spălat hainele, care și-au curățit hainele și să vină curați înaintea lui Dumnezeu. Ei sunt cei care astăzi și-au spălat hainele ca să fie curați, ca să fie fără pată, fără vină și fără zbârcitură. În Apocalipsa, capitolul 22, cu versetul 14, Cuvântul lui Dumnezeu spune ceva foarte interesant despre ei. Ferice de cei ce își spală hainele. De ce? Ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetatea cerului. Cei care vor fi în cer, ferice va fi de ei dacă pe pământul acesta își vor spăra hainele în sângele Mielului. În Cartea Psalmilor, capitolul 51, cu versetul 2, omul lui Dumnezeu cere și spune lui Dumnezeu: spală-mă cu desăvârșire. De ce? O, eu n-am păcat. Eu n-am păcătuit ca ăla sau ca ăla. Ăla e mai rău decât mine. Și tu ești mai rău decât el. Pentru că Cuvântul Dumnezeu spune, toți suntem născuți în păcat, în fără de lege. De aceea omul lui Dumnezeu spune, spală-mă cu desăvârșire de nelegirea mea și curăță-mă de păcatul meu. În 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 7, spune Scriptura: și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ce face? Ne spală și ne curățește de orice păcat. Nu important cât e gravitatea, mai mult sau mai puțin, mai greu sau mai ușor, consideră că ai păcătuit înaintea lui Dumnezeu și dacă vrei să intri pe porți în cetatea cerului, trebuie să-ți speli hainele în sângele Mielului. Cine sunt cei îmbrăcați în haine albe? Sunt cei care și-au spălat hainele ca să devină curați și să intre în împărăția cerului. Al doilea răspuns. Cine sunt cei care intră în împărăția cerului? Cine sunt cei care sunt îmbrăcați în alb?
În cuvântul Dumnezeu, în capitolul Matei, capitolul 26, versetul 28, cuvântul Dumnezeu spune ceva foarte interesant. Acesta este sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Al doilea răspuns, ei sunt cei ce intră azi în legământ veșnic cu Dumnezeu. Ei vor face un pact cu Dumnezeu, că ei vor merge până la capăt în acest legământ cu Dumnezeu. În Evrei, capitolul 13, cu versetul 20, cuvântul Dumnezeu spune, Dumnezeul păcii care prin sângele legământului celui veșnic, ei nu fac un legământ temporar pentru o vreme cât le va fi bine, câte vreme vor avea înțelegere și trecere la biserică și parcă biserica nu-i interesată cum trăiesc ei. Nu! Ei trebuie să intre într-un legământ veșnic. Și la bine, și la rău. În Evrei, capitolul 12, cu versetul 24, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou. Din nou, legământului celui nou. Toți cei care astăzi au îmbrăcat haină albă, au intrat în legământ, ei sunt cei ce intră în legământ veșnic cu Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui! De aceea, ei pot să cânte cântarea, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi, eu nu voi da, eu nu voi da. De aceea mă rog ca Domnul să-i binecuvinteze, să întărească, să pecetuiască decizia lor de intrare în legământ și legământul acesta să ducă până la capăt, și Domnul să-i ajute. Al treilea răspuns. Cine sunt cei îmbrăcați în alb? Sunt cei ce și-au spălat hainele în sângele Mielului. Sunt cei ce intră în legământ veșnic cu Dumnezeu. Și sunt cei ce devin de azi copii al lui Dumnezeu. Matei, capitolul 3, versetul 17. Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Când a spus Domnul Iisus cuvintele acestea, când ei au împlinit porunca, au intrat în apa botezului și s-au botezat, ei de astăzi devin fii de Dumnezeu. Ei nu sunt oricine, ei sunt copiii lui Dumnezeu. În Ioan, capitolul 1, cu versetul 12. Dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul. Care drept? Să se facă copii a lui Dumnezeu. În Ioan, capitolul 3, cu versetul 1, spune Ioan, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și nu numai că ne numește, ci de drept noi de astăzi și cei care îmbracă haina albă de astăzi sunt fii de Dumnezeu. Domnul să-i binecuvinteze. Ne-a arătat Tatăl și suntem. Dar fiți foarte atenți, lumea nu-i cunoaște pentru că nu l-au cunoscut nici pe el. Dar cei ce îmbracă haina albă astăzi îl cunosc pe Domnul, îl mărturisesc în apa botezului, cred în el și devin copii al lui Dumnezeu. Romani, capitolul 15, cu versetul 6. Pentru ca toți împreună, cei care au făcut legământul botezului, au îmbrăcat haina albă, și cei care îmbracă astăzi haina albă, cu o inimă curată, să slăvim pe Dumnezeu Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos. Ăsta este scopul și țelul lui Dumnezeu, ca toți împreună, mărturisindu-L în apa botezului, împlinind porunca Lui, să-L slăvim pe Domnul nostru, Iisus Hristos, slăvit să fie numele Său. Și acum, în încheiere, aș vrea să vă spun ceva, dragi frați și surori, care vă botezați astăzi. Promisiunea lui Dumnezeu pentru voi de astăzi înainte. Prima poruncă este, eu sunt cu voi. Prima promisiune este, atunci când vă va fi mai greu, atunci când poate nimeni nu vă va ajuta, nu vă va înțelege, nu vă va sprijini, când veți simți că veți fi singuri, nu uitați un lucru. Eu, în Isaia, capitolul 43, cu versetul 5, spune Scriptura, eu sunt cu tine. Ești Fiul de Dumnezeu, ai intrat în legământ, ți-ai spălat hainele în sângele vieții, sângele Mielului, tocmai de ce El este cu tine. A doua promisiune, tot în Isaia, capitolul 43, cu 4, te prețuiesc. Nimeni nu te va prețui cum te prețuiește Dumnezeu. Și mai spune ceva Dumnezeu în versetul acesta. Te iubesc.
și spune te iubesc cu o iubire veșnică. Vreau să știi lucrul acesta, promisiunile acestea sunt pentru voi. Sunt cu voi, vă prețuiesc și vă iubesc cu iubire veșnică. Pentru că v-ați spălat hainele în sângele Mielului, pentru că ați intrat în legământ veșnic cu Dumnezeu și pentru că de astăzi sunteți fii de Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dar pentru cei care încă n-ați fost spălați în sângele Mielului, încă n-ați intrat în legământ cu Tatăl și încă n-ați devenit și nu sunteți copii de Dumnezeu, aveți oportunitatea astăzi. Mi-aduc aminte că în urmă cu ani de zile, când eram încă adolescent, a fost un botez la Orșova, cu 6 candidați. Și s-a sculat fratele Petrică, Dragul, în picioare și a zis, sunt 6 locuri aici, dar mai este un scaun. Și scaunul era liber. Dacă este cineva din sală care vrea să devină și el, copil al lui Dumnezeu, să-și spele hainele în sângele Mielului și să intre în legământ, poate să o facă. Nici măcar n-a știut, dar în suveranitatea lui Dumnezeu în sală era o femeie venită de la Verendin cu hainele în straiță să se boteze, dar nu a spus nimănui. Și când fratele păstor a spus lucrul ăsta, sora s-a ridicat în picioare și a spus, eu vreau să mă botez azi. Și s-a botezat femeia în ziua aia. De duminica viitoare la Verendin s-a început lucrarea de misiunea bisericii din globul Craiovei în casa ei. S-a pucăit bărbatul, s-a pucăit copilul ei și a început să se pucăiască mulți oameni de atunci. Băiatul acestei femei astăzi este păstorul bisericii din Verendin. Pentru că a fost un loc liber pe care femeia l-a ocupat și a vrut să fie spălată în sângele Mielului. A intrat în legământ cu Tatăl veșnic și a devenit Fiul de Dumnezeu. Ce te împiedică să îmbraci o haină albă? Poate vârsta? Poate problemele din familie, poate plăcerile acestei lumi, dă-le la o parte. Și spală-ți hainele în sângele Mielului astăzi. Intră în legământ cu El și devină Fiul de Dumnezeu. Dumnezeu să te ajute. Amin. Amin. Foarte scurt în dimineața aceasta.
bucurându-mă de acest eveniment de sărbătoare care o avem, cu siguranță va trece în istoria celor două biserici evenimentul acesta, botezul acesta împreună cu cele 6 suflete, Domnul să fie lăudat. Amen. Printre frații care au fost amintiți, doar vreau să-l salut cu dragă fratele Tavel în camp. Te binecuvânteze Domnul. Dânsul este cu noi la acest eveniment și știu de ce. Pentru că prietena Mona, care va mărturisi credința în Domnul Iisus Hristos, ne-a mărturisit că momentul ei decizional în a-L urma pe Domnul, Domnul l-a folosit pe fratele Tavel în camp de la Leva. Slăvit să fie Domnul. Și binecuvântat să fie numele Lui. Aș vrea să spun doar ceva candidaților pentru botez. Chiar dacă stau cu spatele către noi, ei mă vor auzi în dimineața aceasta. Știți cum trebuie să vă întoarceți de acum încolo pe drumul vieții dumneavoastră? Vreau să vă spun că așa cum s-a întors famenul etiopian, după ce Filip l-a ajuns, i-a mărturisit Evanghelia, l-a botezat la cererea lui, spune cuvântul lui Dumnezeu așa, famenul și-a continuat drumul plin de bucurie. Îmi doresc din toată inima să trăiți bucuria mântuirii dumneavoastră, a sufletului dumneavoastră, astăzi și pentru tot restul vieții. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vreau doar așa, tot pentru dumneavoastră, să am o poezie scurtă și să vă urez prin poezia care a spus-o poetul, lucrurile acestea în viața dumneavoastră de azi înainte. Cer numele Domnului de azi peste voi și harul divin să vă fie înmulțit. Să aveți biruința în vremea ce vine și în calea furtunii să stați neclintiți. Cer dragostea Domnului și a Lui putere peste viața voastră și al vostru cămin. Și atunci când smerit, ajutor voi veți cere să aveți rezolvare și pace din plin. O gardă cerească să vă fie alături și un scut protector să vă ocrotească mereu. Iar steagul credinței, oricând să-l fluturi și oricui să-i spui de al tău Dumnezeu. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvinteze și pe voi și pe noi în continuare. Amin. Amin.
candidați care sunt din biserica noastră, de la Biserica Logos, având în vedere că vor depune mărturie înainte de a ajunge în apa botezului, o mărturie personală, cum s-au întors la Domnul și ce s-a schimbat în viața lor, cum l-au primit pe Domnul, o mărturie personală, pentru că, la urma urmei, asta este legătura și relația pe care o avem cu Mântuitorul, cu Domnul Iisus Hristos. El intră în viața noastră ca Salvator, îl investim ca Stăpân și ne identificăm în viața viitoare cu El în unire, în această sudură care mereu și mereu El trebuie să fie în viața noastră și suntem una cu El. Și viața pe care noi o ducem prin credința în El, arătând că El, Dumnezeu, Mântuitorul nostru, trăiește în noi. Îmi place așa de mult oamenii simpli. Oamenii simpli, de la ei înveți lucruri simple, elementare, și de la lucrurile simple ajungi la lucruri sofisticate. Îmi plac oamenii cu studii. Întotdeauna i-am iubit. Dar așa este lucrarea Domnului, în Biserica Domnului este această varietate și Domnul Iisus Hristos a avut apostoli simpli, dar a avut și apostoli cu studii. Unul din el a fost Pavel. E o binecuvântare, din punctul meu de vedere, într-o comunitate, într-o familie, să avem oameni așa, să fie variați. În această dimineață începe mărturia cu cel mai tânăr, cu Abel. Când eu am venit aici, părinții lor, lui nu erau în biserică. El nici nu era născut când eu am venit aici. Și am făcut introducerea asta pentru că el mai are doi pași de făcut și ajunge medic. Și de-am spus această varietate. E o mare binecuvântare într-o biserică să ai și oameni simpli și oameni sofisticați, pentru că, cu studii, pentru că avem ce învăța unii de la alții. La lucrurile complicate se pleacă de la lucrurile simple, iar de la lucrurile simple se merge spre cele sofisticate, fără de care nu putem să le ignorăm. Așa spunea și Marele Petru. Zice, dacă vreți să învățați lucruri mai adânci, citiți-l pe Pavel. Și să nu uităm că într-o zi Pavel a înfruntat pe Marele Petru. L-a înfruntat. Un curaj extraordinar pe care l-a avut Apostolul Pavel. Ascultăm prima dată mărturia lui Abel. Având în vedere că el este primul, ne bucurăm pentru dorința fierbinte pe care a luat-o și decizia de a-L urma pe Domnul. Dumnezeu să binecuvinteze această decizie, viața lui, tinerețea lui, viitorul lui și mai ales veșnicia lui. Și părinții pe care l-au condus și s-au rugat pentru el să ajungă să-l cunoască pe Domnul. Facem? Pace. Mă numesc Florescu Abel, am 21 de ani și încă de mic m-am născut într-o familie baptistă. De la vârsta de 4 ani am fost adus în biserică și am crescut în biserică. Familia mea, pentru lucrul acesta, le mulțumesc foarte mult familiei mele, din tot sufletul, și sper ca Dumnezeu să-i binecuvinteze aici pe pământ, cât și o veșnicie întreagă. M-am hotărât să-L urmez pe Hristos, în primul rând pentru că sunt păcătos. Poate am crescut în biserică, poate am fost mereu, l-am lăudat, am slujit, atât la Timișoara cât și aici, dar tot în categoria de păcătos mă încadez. Și ca să nu mai fiu păcătos, trebuie să-mi salvez viața. Și de aceea m-am decis să-L urmez pe Hristos, o viață întreagă și o veșnicie mai departe. Doresc să-mi schimb viața, doresc să o iau de la zero și să pășesc pe această cărare a vieții alături de El. Dar cel mai mult, frați și surori, îmi doresc ca să mă întâlnesc cu El în Rai. Amin. Doresc ca Dumnezeu să te ajute până la capăt să-L urmezi. Amin.
până la capăt vorbesc, până în clipa morții, până la finalul vieții și viitorul, care cred din toată inima că să-L încredințez în mâna Lui și soarta Lui, cred din toată inima Dumnezeu să binecuvinteze viitorul tău. Și în continuare doresc tot ce e mai bun pentru viața ta, tinerețea ta și doresc din toată inima Domnul să-și găsească totdeauna plăcere în tot ce faci. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi, eu nu voi da. Haideți să cântăm prima strofă, această frumoasă cântare. Ioan se uita la Domnul Iisus Hristos și a făcut o afirmație. Iată mielul lui Dumnezeu și lângă el era doi ucenici. Și unul dintre ei care l-a auzit pe Ioan această declarație îmi spune că a început să-L urmeze pe Domnul și Domnul când l-a văzut i-a întrebat pe cine căutați? Și a spus Învățătorule, am vrea să vedem unde locuiți. Și spune că s-au dus, au rămas cu el peste noapte și când s-a întors, acest ucenic s-a dus acasă. Și când s-a dus acasă, a avut un frate pe numele de Simon. Și a spus, am găsit pe Mesia. Și spune că l-a dus pe Petru la Domnul. Acest ucenic se numea Andrei. Andrei înseamnă cel victorios, cel biruitor. Ar vrea să ascultăm și mărturia lui Andrei. A avut harul să fie alături de încă trei frați. O familie în care e o mare binecuvântare să fie doar parte bărbătească, masculină. În general să ai patru frați. E o mare binecuvântare să fie toți copii și nu fete. Aș dori ca ce a făcut Andrei, aducându-l pe Petru, să facă și el cu frații lui. Amin. Primul, Petrișor, s-a întors la Domnul. Domnul să-l binecuvinteze. Pe el și, mă rog, ca și cei de la al doi, prin el, să ajungă să-l cunoască pe Domnul. Poftim, Andrei. Să fie Domnul. Amin. Mă numesc Tovar Andrei, am vârsta de 28 de ani. Am născut într-o familie și am avut binecuvântarea de a mă naște aici, în această biserică. Am fost adus de mic la binecuvântare. O vreme am urmat această biserică, dar în nebunia mea, probabil de tânăr și am crezut că pot să-mi port singur de grijă. A venit o vreme când am înțeles că fără Dumnezeu nu se poate. Oricât de mulțumit ai fi, oricât de te minți pe tine singur, fără Dumnezeu suntem nimic. Am luat decizia de a mă boteza pentru că altfel nu se poate. Doresc din toată inima ca hotărârea pe care a luat-o Dumnezeu să o binecuvinteze. Amin. Și mă rog ca prin tine și frații tăi să-L cunoască pe Domnul. Înainte Iisus, înapoi în lumea și înapoi eu nu voi da strofa a doua din această cântare. Înainte Iisus, înapoi în lumea, înainte Iisus, înapoi în lumea, înainte Iisus,
rămas fratele Ionică. Cu mult timp în urmă am început să-mi construiesc casa în care însăbe și tatălui Abel, fratele Telu, a venit cu dânsul. Mi-amintesc că începând de la fundație erau împreună. N-am știut niciodată că peste ani de zile cu omul care voi sta la masă, sigur ca și gazdă, având în vedere pe contextul în care l-a trăit, într-o zi voi sta la masă în casa Domnului, în familia Domnului și cred din toată inima la masă, la nunta Mirului în slavă. A venit în această zi din Italia, având în vedere că lucrează acolo să se boteze. Dorința a fost de mult timp și iată că ocazia a venit și Ion înseamnă Domnul s-a milostivit sau Domnul are milă sau Domnul este plin de milă. Și cred din toată inima că și față de El și față de fiecare dintre noi Domnul s-a îndurat și a avut milă de noi. Doresc ca Domnul să-L binecuvânteze pe El și întreaga familie. Ascultăm și mărturia dânsului. Pace. Pace. Sunt... Mă cheamă Părlescu Ion, am 49 de ani, vin dintr-o familie de ortodoxi și sunt păcătos. M-am gândit ca să urmez calea Domnului. Cum a spus fratele păstor, cu ani în urmă am început să lucrez cu fratele Teno. El pentru mine a fost un stâlp, un profesor care m-a învățat ca pe un copil de mic, m-a luat ușor, ușor, până am ajuns astăzi aici. Îi mulțumesc pentru asta. Vă mulțumesc pentru toți cum ați primit alături de voi. Amin. Știu că emoțiile sunt mari și dar doresc din toată inima ca dorința sinceră de a-L urma pe Domnul până la capăt să fie o dorință reală care prin puterea Lui Dumnezeu să ne ajute și El și noi să o putem înfăptui. Nimic nu mă va clinti pe cale, este ultima strofă pe care dorim să o cântăm și înapoi eu nu voi da. Nimic nu mă va înapoi,
Treceam nepăsător prin viață, căutând distracții și averi, iar anii mei treceau ca fumul și mă duceam spre nicăieri. Un gol imens, în pieptul meu, creștea din zi în zi mai mult și nu puteam să înțeleg ce vrea al inimii tumult. Adesea ochii înlăcrimați priveau cu teamă către cer și parcă rază de speranță lucea în traiul efemer. Dar, Doamne, Tu vecheai din ceruri și dintr-o viață de păcat m-ai ridicat cu braț puternic și de la moarte m-ai salvat. Mi-ai spus că vei fi lângă mine, chiar de furtuni mă vor lovi, că Tu vei fi al meu cărmaci și că mereu mă vei iubi. Azi pașii îmi îndrept spre Tine și viața mea îți dăruiesc. Timidă rugă se înalță, învață-mă să Te iubesc, ajută-mă, Părinte bun, să lupt cu tot ce este rău, căci azi, prin viața mea predată, vreau să devin copilul Tău. Amin. Yeah.
În această dimineață ne bucurăm să avem cu noi, să fie cu noi și domnul primar de la Cluj-Boca. Fiți bineveniți și doresc ca Domnul să vă binecuvinteze. Dacă fratele Luncan este cu noi, dăm dânsului posibilitatea să ne aducă o cântare, dar după anunțuri și după ce facem și colectă în această dimineață. După actul în sine a botezului în această dimineață, vom avea și punerea mâinilor peste candidații care vor depune mărturie în apa botezului. După masă, la orele 6, vom avea serviciul din cursul zilei de azi, o seară de proclamare Cuvântului Sfânt. Ne bucurăm să fim împreună și după masă. Cu toată dragostea vă invit și cei care sunteți musafiri să veniți și după masă. Împreună cu noi, după masă, vom avea corul de tineri, corul evanghelic, care ne bucurăm să fie cu noi. Și ca vestitor al Cuvântului Sfânt avem frate păstor din Arad, fratele, dacă totul va fi bine, fratele păstor Emeric Hubert. Ne rugăm ca și după masă Dumnezeu să binecuvinteze această seară. Este ziua Domnului, dorim din toate inimile noastre să fie deschisă pentru El și Domnul pe fiecare în parte să ne binecuvinteze cu tot ce știe El că avem nevoie, având de vedere că El este făcătorul nostru, iar noi suntem făpturile Lui. El este creatorul și noi suntem creaturile Lui. Dumnezeu în toate să fie slăvit. Amen. Haideți să ne ridicăm și vrem să facem și colecta. Cântăm Domnului cântarea Viața e plină de tristări, grijuri vin zi de zi. Iisus ia povara ta la calvar, la calvar. El poate mântui. După aceea, fratele Luncan ne va duce pe tare spre gloria lui Dumnezeu și apoi ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, fratele nostru Sandy.